Anis e despre această veste bombă pentru elevi și pentru cadrele didactice. De altfel, bună ziua! Bună ziua! Doamna ministru, ce ne puteți spune despre cele trei scenarii anunțate de către vicepremierul Raluca Turcan? Cine ia în calcul? Ați discutat cu inspectoratele școlare? Care sunt scenariile în aceste momente? Așa cum am făcut precizarea și săptămâna trecută, aș vrea să spun în mod clar. Nu se îngheață anul școlar. Copiii nu vor repeta anul școlar sau universitar. Asta trebuie să fie foarte clar din primul moment. Specialiștii din cadrul Ministerului Educației, într-adevăr, lucrează la mai multe scenarii. Este important de menționat faptul că toate aceste scenarii gândite de experți vor fi luate în calcul în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din România. Cred că este important acum să ne concentrăm atenția asupra siguranței și sănătății copiilor, elevilor și studenților. Și în același timp aș face un apel către toată lumea să stea în casă și să continue învățarea de acasă. Vă asigur pe toți părinții, pe elevi și pe studenți, să nu se pune problema înghețării anului școlar. Doamna ministru, dar cum rămâne cu examenele de la sfârșit de an? Vorbim totuși de examen de bacalaureat pentru cei din clasa a 12-a, evaluare națională pentru clasa a 8-a. Care sunt strategiile în aceste momente? Cum se vor desfășura acestea? Strategiile pe care experții din cadrul Ministerului Educației le elaborează vor fi date publicității în cel mai scurt timp. Dar, repet, acest lucru se face ținând seama și de evoluția pandemiei de coronavirus din România. De aceea spun eu că este important ca toată lumea să stea în casă și să continue învățarea de acasă. Nu se poate să avem scenarii bune dacă oamenii se plimbă pe stradă și, iată, se întâmplă tragedii. Doamna ministru, atunci cum ne explicăm anunțul făcut de către vicepremierul Raluca Turcan, pentru că domnia sa a adus în discuție aceste trei scenarii? Doamna vicepremier a spus că sunt luate în calcul mai multe variante, uitându-se și la ceea ce se întâmplă în sistemele de educație din statele Uniunii Europene. Dumnea ei nu a spus în mod clar că acesta este un scenariu. Aveți informații că ar fi fost suspendată sau înghețat anul școlar în alte state ale Uniunii Europene? Nu. Niciunul dintre state. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție, doamna ministru.